Comisia juridică? Domnul secretar la Comisia juridică. Da, noi, ca și Comisie juridică, nu suntem de acord cu solicitarea celor la prospecțiuni cu desfășurarea de lucrări, atât în domeniul public cât și privat acum. Deci ați dat aviz negativ. Da. Alte discuții. Păi noi, la ședința care o anterioară, da? Da. Când ne-am luat în discuții că să ne trimite zona în care vreau să-i exploateze și nu, unii vreau să vină. O trimis ceva? Nu. Nu au trimis. Au trimis încă o adresă pe care să le dăm acordul de principiu. De principiu. Dar nu, nu au trimis exact documentații necesare. Să vedem exact pentru că îi solicită să nu o convenție, cu convenție, dar în convenția asta trebuie prevăzut niște drepturi, niște obligații, da, niște suprafețe și niște eventuale despăgubiri. Despăgubiri, nu? Păi nu, așa este. Nu e prevăzut nimic așa ceva. Nu știu, noi... Să semnăm convenția în alb și semnat. Nu s-au prezentat. Adică plus, aici... așa că știți prea bine câte probleme ne-au creat și discuții pe tema aceasta. Dacă și dânsii erau corecți cu noi, în ce sens? Cu proprietarii de terenuri, da? Veneau, discutau cu dânsii, făceau lucrurile normale și legale, nu era nicio discuție, nu era nicio problemă. Prea bine știți, mulți din dumneavoastră ați mai fost consilieri, acum 8-10 ani când au venit, au lucrat frumos, au mers dinainte, au vorbit cu cetățenii, au semnat un contract, după care a intrat și și-a făcut treaba. Acum... Eu și desfăgubit. Și au și desfăgubit, bineînțeles. Și acum au intrat înainte și după ce eu să înțeleagă, nu vă spun, nu pot să fac aceste lucrări. Adică cum va făți și ajung. Da. Și de asta v-am convocat astăzi să discutăm problema aceasta, pentru că trebuie să dăm un răspuns. Alte discuții pe această temă, domnilor consilieri? Pentru că știți că au fost prea multe probleme, chiar și doamna doctor și dumneavoastră a specificat faptul atunci condițiile de mediu. Nu ni s-a specificat, domnule, ce probleme sunt pentru mediu, pentru următorii 5-10 ani, dacă afectează terenul, dacă apa sau eu știu, și așa mai departe. Tocmai pentru aceste motive, din punctul meu de vedere, e suficient ceea ce s-a spus. Din punctul meu de vedere, e suficient ceea ce a spus domnul consilier Ferrar. Deci sunteți de acord cu interzicerea, da? Da, vă rugăm să luați cuvântul, ca să... Dacă nu este discuție, dacă nu spunem la vot. Dacă nu spunem la vot cu... Cine este proiectul de hotărâre privind interzicerea... Desfășurări de lucrări. Da. Cine este pentru interzicere? Cu amendamentul, părerea mea, cu amendamentul să se consemneze. Pe ce motiv? Nu ne punem ghiță contra fără o justificare. Motivele sunt astea. Am solicitat niște lămuriri pe care nu le-am primit. Urmă de faptul că nu au prezentat documentele solicitate. Am trimis prin fax la DG. Exact, tot discuțiile purtate pe această temă cu Consiliul Local, să prezinte documentele, să prezinte tot arealul unde vin dânsii și își fac ființele care... Au putea un reprezentant, bineînțeles, să se interesează. Dacă ei mâine se vor conforma solicitărilor noastre... Discutăm din nou! Discutăm din nou! Cum stau lucrurile la situație. Dacă se modifică... În cazul când se va modifica modalitatea de lucru și vin cu documente, alte documente sau ceva, atunci discutăm din nou și... Nu înțelegem de ce dânșii n-au venit, domnule, măcar să ne prezinte, domnule, vrem aici, aici, aici punctele care sunt. Nu nimic? Sunt în domeniul... Poate nici nu afectează. Primării sau nu sunt. Poate nu afectează deloc. Dacă nu îi afectează terenul nostru, cum să-i dăm acord de principiu dacă tu nu mă deranjezi, nu cași pe terenul meu? Cum să dau voie să cer dacă tu nici nu crezi bine? Așa este. Și nu numele altuia și atunci un lucru și nepoliticos, dar și incorrect. Da, e... O hartă cu... Până la urmă, e dreptul nostru la vot. Da, da, da. Da, da. Deci, cine este pentru acest proiect de hotărâre privind interzicerea de lucrări? Deci, în majoritate de voturi, deci în cei 10 consilieri prezenți, majoritatea de voturi au votat pentru proiectul de hotărâre privind interzicerea de lucrări de achiziții date. Și aici, pe termenul publicului, motivat de faptul